Într-un început de toamnă, început apropo, de toamna, pentru așa. că vin asteniile de toamnă, vin depresiile de toamnă și ce e cel mai bun ca o scorțișoară cu miere? Foarte bun! Pentru cei care au diabet, vă rugăm frumos să fiți foarte atenți, dacă nu puteți consuma, Bine, dacă nu, nu consumați uh, miere. Cereți sfatul medicului. Cereți sfatul, oricum, cereți sfatul, pentru orice rețetă pe care vă dăm, înainte consultați medicul. Uite, așa o să spun de fiecare dată ca să știe lumea. Așa, pentru că uh, o, o lingură și jumătate de miere da. cu o linguriță rasă de scorțișoara. Asta este porția pe care noi o putem face într-un borcănel și o lua de trei ori pe zi sau de două ori, depinde că, uite, suntem la serviciu și nu putem să o luăm la prânz, împlăm cu burcănelul. Da, dimineața și seara. Dimineața și seara. Uh, se pune, poate pune într-un o lingură de amestec, din acest amestec, se pune într-un pahar cu apă călduță și se bea dimineața sau seara, e bine mai pe stomacul gol. Seara înainte de culcare Pentru că ne va ajuta foarte mult Pentru scăderea colesterolului E foarte bun Pentru imunitate Pentru slăbici, stare de slăbiciune Și oboseală Pentru bolile de inimă E foarte bună Pentru cistită Pentru cădere, Împotriva căderei părului Ia pentru, pentru insomnii pentru meteorism, meteorism, zic bine, uh, pentru o respirație proaspătă, pentru răceală și gripă, și pentru o viață mai lungă, de ce nu? Uh, Câte proprietăți au. Uh, foarte, iartă, foarte multe. foarte... mierea este senzațională. Vire vă dați seama că este informație din atâtea flori, pentru că ea. Da. Este informație, nu că este doar miere, este informație din atâtea flori. Ce frumos! Mi-am dat seama, eu consum foarte multă miere. Și, și eu, asta în fiecare de zi. De ori mănânc, nu, de Ei, câte ori mănânc miere de salcâm, devin țepos în săptămâne. De ce mai este? Nu știu, de la sal când <laughs> înțelegi? Iar aia de tei chiar mă liniștește. Mă Vă calmează. Până. Acum am atacat da. borcanul. Inclusiv atunci când mâncăm ceva și parcă ne se pare că stomacul nostru nu digeră, da, ne e simt, bine da, să da. luăm o linguriță măcar de această combinație amestec. Eu o iau pentru regușeală când sunt corzile vocale obosite. Mi-ai spus-o acum vreo 2 de zile. De. Și am zis, hai să... Da, vedeți că scorțișoarea, dacă depășiți lingurița aia rasă, devine afrodisiacă pentru dom. Foarte interesant. Spus un secret. foarte interesant. Nu Foarte interesant. Bun. Poți să vedeți că Lidia inclusiv este. pielea capătă un alt, o altă consistență. Da, alt aspect, multe, multe, multe lucruri. <coughs> Simplu miere cu scorțișoară, de două ori pe zi, bem acest amestec cu un pic de apă caldă și avem iată răspunsul la atâtea și atâtea probleme. Uh,